G2A, jocuri ieftine! Te verifică tu, bro? Toată lumea știe că eu sunt literalmente cel mai bun jucător de Counter existent pe planeta Pământ. Cu toate acestea, m-am gândit să-i ofer o șansă lui Vlad să-mi dovedească că este mai bun ca mine. Și dacă mă bate, fii atent, Vlad, o să iau 5 cutii, de fapt le am deja, o să iau 5 chei. 5 chei o să iau și o să deschid 5 cutii și ce pică din ele îți dau ții, ok? Mi se pare foarte corect. Bine, acum dacă pică vreun cuțit de 100.000 de euro, oh, God! Yes, o să-ți dau bloc și șterg video, îți dai seama, știi? Adică, na, e 100.000 de euro, Vlad, totul. Oh, my God! Bă, am mâinile înghețate, ia stai așa, tu te-ai încălzit dinainte? Nu, și am mâinile înghețate. Vai de ca, ai mâini... Ardelea Neim. Ardelea Neim, frate, mi-ai dat de mi-a sunat apa în cap. Bine, bro. Bine, lasă că o iau slow de acum. Bă, pe bune că și tu ai mâinile înghețate? Da, mă, eu nu-mi simt mouse-ul. Dar zici, eu nu-mi simt vârful degetelor, bro. Bă, dar cum, tu ți-ai luat P90-ul și n-ai nimerit nici măcar un shot cu el, bro? Cum? Nu te-a nimerit? Zero, zero! Ai dat zero hituri în mine, bro. A, da, bine. Păi, dar nu e problema mea, bro. Sunt actually foarte curios dacă flash-ul ăla ți-a dat vreo ceva. Am luat full flash. Hai că ai luat full flash dacă e. Nu te mie, mă, serios. Nu mai minți pe mine, nu-i așa, Vlad? Eu niciodată, bă, noi cei mai buni prieteni suntem, așa? Nu, am prieteni mai buni decât tine, gen, da. A, da? What the fuck? What the... Bă, tu m-ai lăsat să trec pe lângă tine, gen? Și-ai tras după, nu știam de unde. Aaa, ce-ai făcut, Vlad? Mi-ai dat mare spirietură. În afară de asta, mai nimic. Oh my God! Wow! Nu te mai bat tu cu mine. M-ai prins cu grenada în mână. Bine, bro, hai cu P90-ul și cu bizoanele și cu astea, bro. Hai, bro, codăm. Faci urât? N-ai făcut urât vreodată în viața ta. Ia, fii atent, ce o să fac, ia. G2A în descriere. Ok, am făcut, dar nu s-a întâmplat nimic dacă am făcut, bro. Deci vrei să jucăm numai cu P90-uri și bizoane, mă? Nu vrei să folosim și noi niște AK-uri ca gamerii profesionali? Eu n-am zis nimica. A, tu n-ai zis nimica. Păi da, dar ai făcut ceva. Și nu trebuie să zici, trebuie să faci. Da? Yes. Fii atent ce speedrun o să fac aici. Știu unde ești. Unde sunt? Te văd. Unde sunt? Nu vezi, mă, că dacă mă vedeai, trăgeai până acum. Ia verifică tu pitul. Cum de mine să verific pitul? Eu sunt în pit. Mm-hmm. Sigur, sigur. What do you mean, dude? Eu verific acolo. Păi verifică tu. Nu știu, verifică tu. Păi verifică tu, bro. Lasă, acum verific eu, că eu... Eu ți-am zis că sunt împit, acum... Acum regret că ți-am zis sincer. Mamă, dar joci, vrei cutiile alea grav, bro! Vrei cutiile alea grav, ieși odată de unde ești! Păi eu mă plimb, tu unde ești? Eu? Da. Am pus și eu o bombă, că trebuie să joc la bombă cu tine, bro. Mm-hmm. Vrei cutiile alea tare, a? Ai avut vreodată skin pe cuțit pe Counter? What the fuck? Hai, bă, că mai știu fi... Ai ieșit cu ținta fix pe mine, voi nu pot să cred așa ceva. Ci că easy. Am văzut că ai un skin șmecher, dar e de toată jena și ai avut cel mai mare bulan din viața ta, că ai ieșit cu ținta fix acolo, frate. Hai, bă... Bă, cum Dumnezeu a ieșit tu, bă, cu ținta acolo și a gen? Mă gândeam să te uiți întâi în alte părți. No, fix cu ținta acolo, like, ok, dude. Dar știam că o să fie acolo. Da, mă, știai. Eu nici măcar nu știam că mă pot urca pe cutia aia și gen, după aia când m-am urcat, am văzut că se poate. A, deci de astea facem. Păi da... Mi-ai dat cu grenada în cap, bro! No, what? Prin flash? Stai jos că ți-am dat-o prin flash, bro! Ia nu mai arunca tu că mi-ai dat cu flashbang în cap și mi-ai dat unul damage, bro. Tu știi? Ce-i vina mea?
Păi e vina ta că, da, mi-ai dat unul damage. Ce parte din mi-ai dat unul damage, nu înțelegi? Ura, da, pe bune, că gen, îmi tremură mâna de frig, man. Și bine. Și ție. Bă, ce Dumnezeu, bă, dar în rest nu mi-e frig, dar îmi tremură degetele, bro. Și mie. Mă, tu iar joci ca, literalmente, ultimul, cum îi zice, ultimul gamer care nu scoate niciun sunet? Frate, mă, bă, fă, bă, zgomote că e plictisitor video, Vlad. Păi da. Exact, așa îmi place să te văd. Așa îmi place să te văd, Vlad. Bă, cum n-ai reușit, bă, să mă nimerești odată din săritură, ți-am tras. Hai, bate-te pentru cutii, bă, nu te mai oftica. De ce dai flash-uri? The șmecher. Nu, no, uite-te, numai cacao. The șmecher. Numai cacao știe să te joci. Deci jur, dacă iei pe 90, ai pe 90, ești noob. Iei acau, ai acau, ești noob. A, ce poți să mai iei, frate, pe jocul ăsta? Să nu se oftice lumea. Iară nu faci niciun zgomot, bro. Cum adică? Eu fac multe zgomote. Da? Păi zgomote de alea amuzante, nu ca pasărea cerului. Păi ăsta nu a fost zgomot amuzant. Nu. Adică am râs eu așa în mod ironic, dar în rest nu prea. Ah, ok. Păi știi ce? Uneori aș vrea să văd gen replay unui match. Când mă duc eu undeva, vreau să văd unde Dumnezeule Mare era inamicul, știi? Și eu. Noi, știi că nu poți să te ascunzi, dar poți să fugi. Unde ești, Gufti? Eu? Nu că eu. Normal că tu. Am pus și o bombă, ca un om corect, ce sunt. What the fuck? De unde ai tras, bro? Nu știu, vezi short. Și că vezi short. Hai că short dacă e. Na, unde ești atunci? Te-am văzut, bro, a? Acolo, te-am găsit, hai, unde sunt, te-am găsit, hai. De ce n-ai? Deci am făcut în conjurul clădirii și tu nu te-ai dus, frate, să dezamorsezi bomba, de asta mi-ești, hai. Nobule, care ești nob? Eu nu am fost nob vreodată în viața mea. În fiecare zi ești nob. Nu sunt, frate. De ce nu te... Cum dai, mă? Ziceți-mi Palash Gaming de acum, băieți, sunt eu, Palash, literalmente, am posedat corpul lui IHatePink și îl bat pe Vlad acum ca să-i arăt că nu primește nicio cutie deschisă, bro. Ia, fii atent ce am de gând să fac, fii atent. A, era super epic dacă ieșea. Dar poate iese acum, ia. Ok, n-a fost să fie. A, ești în site, bro, te-am auzit, stai liniștit. Ia ieși tu afară din site-ul ăla cu mâinile sus. Promit să fiu milos. Ok. Ce-a cum? Am izbit-o de un stâlp de lemn, bro. Ți-a plăcut flash-ul ăla, ia zi. Ba, mi-a plăcut, mă duc undeva în perete, nici nu știu unde, bro. Ia nu mai dat-o cu flash-uri, ia mai liniștește-te. Crezi că dacă mi-ai dat o grămadă de damage și sunt literalmente cu unghie de viață, o să câștigi? Da, lol. Zici că da, lol. Hai că numai lol a fost ăla, bă. Ai avut atât de mult bulan. Ți-am zis că sunt pe Palash, mă. Bă, deci tu nu știi. Da, mă, gata, am scos armamentul greu. Hai. Hai să o dăm dacă e. Cum funcționează CSGO degeaba. Ba da, mergi și tragi și moare inamicul și toată lumea zice că ești bun la joc. Îmi încălzesc mâine, nu mă băgă în seama. Ui, merge. Oh my god, e mult mai bine acum. What the fuck? Ursul polar, așa faci. Cum adică? Tu unde știi cum face ursul polar, a?
De pe Minecraft. De pe Minecraft? Of course. Bine că știi tu de pe Minecraft cum face ursul polar, bro. Normal. Ah, piciorul! Cum adică piciorul? Piciorul, am... M-am lovit cu piciorul de colțul de pat. Deci eu nu înțeleg, eu ți-am dat 22 într-o... Nu mai pot, deci nu mai pot. A, îți iei armă bună, auzi? M4A4 cu cibersecuritate. Pentru ce ai luat arma asta? Că oricum n-ai folosit-o. Hai că n-am folosit-o, dacă... Ia zi mă, ți-ai luat flash acum de curiozitate? Nu, tu. Pă bune. Ți-a dat aia. Well, aia e altă discuție. Ehehehe, my friend. Ți-a plăcut flash-ul ăla? Altă discuție. Ce parte din bro, stop. Sunt prea bun cu grenadele. Da, le arunci la întâmplare și pentru că harta asta e atât de mică, lovești și tu ceva și îmi zici mie că ești bun cu grenăzurile. Hai că da. Bă. Cum ai ajuns a... Aha, și m-am și pitit, că știam că n-o să te aștept să ies pitit. Yes. Mm-hmm. A fost tactică, băiți. Mm-hmm. Tu ce, mă? Tu ce? Eu? Multe chestii. Dar și ce-mi place, tu chiar stai în site-ul ăla și aperi, adică nu vrei deloc să ieși de acolo așa să o dăm ca bărbații pe egalitate. Tu joci la... Hai să o dăm. Ești tare? Bă, sunt ca ou de tare. Dacă îl fierbi suficient. Hai că da. Hai pe site, dacă ești tare. Păi de unde până unde hai pe site? Easy, hai pe site. Bun, ești pe site, da? Păi eu sunt pe site, tu unde ești? Nu se zice. Mai mi-ai zis să mă duc pe site. Și tu nu mai vii. Hai că nu mai vin dacă... Hai că nu-ți lângă bombă. Păi și? Deci eu nu ești atât de toxic, stai în short. Dar cine te pune să nu dezamorsezi? Ce, te-am oprit eu cumva? Oh, wait, am făcut-o. Bă, Vlad, bă, nu știu cum, nu te văd bine cu tirile alea, am zic mie că e cam țeacă. Bagă-l, bă, vrei să te vezi că te... Ia, fii atent aici. 360. Ai avut noroc. Fii atent ce o să fac acum, fii atent. Ue, chiar am... Mamă, ce prim... Hai că am, bă, am activat wall hack-urile, băieți. Da, ăsta e adevărul, sunt un hacker împuțit. Aha, asta ai vrea să auzi de la mine, nu-i așa, Vlade? Să crezi tu. Se numește efectul comedic, frate. Ți-am zis că vrei să vezi ce o să fac și gen am făcut și chiar s-a întâmplat. Pentru că așa faci video-uri pe TikTok, știi? Te prefaci că o să se întâmple ceva și dacă chiar se întâmplă, poți să faci clip de TikTok din partea aia. Bă... Bă, de unde ai apărut? What the fuck? Bro, mergeam în cești de toată, dita mai omul pe ecranul meu, bro. Ok, hai că joc tot cu pistolul, hai că joc tot cu pistolul, Vlad. Eu nu mai pot. Bă, eu ți-am zis că... Ți-ai luat dig... Bă, tu ții armele astea numai pentru că ai skin-uri pe ele, mă? Nu, eu sunt chiar bun pe ele, dar nu mă pot etala cu skin-urile mele pentru că... Lasă că îți etalezi eu skill-urile, skin-urile, că skill-uri nu ai. Vrei să ți le etalezi eu? Ia mai mori odată și să vedem ce alt skin ai, ce ai. What is that? Ah, ia uite, un P90 gri... Băi, ce-a fost sunetul ăla? Acasă. Ești acasă, cum adică? Mamă ce ca... bă, n-am putut să-ți iau acau, să-l etalez și pe ăla, bă.
Oameni buni, vă rog frumos hashtag Vlad Rip în chat. Bă, Vlad, n-ai, bă, cum, bă, adică, ia, fii atent ce o să fac pentru ultima rundă, ia. Știu unde ești. Da, știu și eu unde ești. Dar ai de gând să stai ca ultimul șobolan? Da. Ce asta, frate? Rat Gaming, ieși afară, du-te și plantează. Bă, dar tu vrei să lungești video ăsta grav. Hai că ies dacă e, na. Te-am auzit în site? Hai că... Mamă, 66 în 3, bro. Bă, dar nu mai lungim atâta episodul ăsta, fi rar să fie. Vreau skin-uri. Vreau vrei skin-uri, hai că... Bă, dacă faci egal, cumpăr 1000 de cutii. Pă bune, deci tu n-ai cum să faci egal în momentul ăsta. Vrei să vezi? Fii atent, fii atent. M-am blocat în bicicletă, bro. Ți-am zis că n-ai cum. Mai joc, hai că mai joci cu găci ce. E vina mea, bă, că ai crezut. Fii atent, Vlad. O să deschid pentru tine cutii. Ce zici, ha? Da, am mai auzit-o pe calele de astea. Nu, acum m-am dus în inventar. Ce cutie? Zi, am prima 2, am Danger Zone. E bună asta, Danger Zone? Dacă îmi pică cel mai bun cuțit, I swear to God că nu-ți dau nimic, dude. Literalmente te-am bătut și acum le deschid în mod ironic cutiile astea. Un Statra Glock 18 Oxid Blaze, dar nu e foarte... Băi, e frumos, dar nu e foarte scump, dă cred. Să văd cum arată. Cum dă adică dă să vezi cum arată? E un Glock ruginit cu alb pe el și stack track. Nu, no, bine, dă-i la următoarea cutie. Bine, următoarea, ce vrei? Prima 2 case, unlock container. Dar de ce mi-ai zis să o deschid pe asta, mă? Ce, e bună? Nu știu, dar sună mai interesant. Bro, e cea mai trash cutie pe care am văzut-o în viața mea, bro. Deci erau numai gunoaie. Prisma case. Prisma 2? Sau Prisma 2, dar Prisma e mai... Păi n-am Prisma normală. Am Prisma normală. Am Gamma 2, mă. Aia e bună? Gamma 2, dă-i pe aia. Că poate pică cuțit de ăla. Hai că poate dacă e. Așa, unlock container. Dacă nici asta nu-mi dă ceva, bă, eu nu te mai ascult. Eu deschid ce am eu în inventar, că... Păi oricum trebuie să le deschizi pe atace, deci... Bă, da, și ce e urbă, că... Bă, deci trec itemele alea, bă, unul nu e bun, bă, toate sunt gunoaie. Hai, tati, cu cuțitul ăla, că n-am luat un cuțit pe counter de 10 milenii. Dacă spui că mi-l dai mie. I mean, asta nu e cuțit, e un SG-553, arma pe care nu o folosește nimeni. Și mai am una de deschis, nu? Clutch case? Hai, mă, frate, mă, că nu mi-a dat nimic până acum, Iisuse. Ți-e zine să crezi că oamenii deschid cutiile astea în mod neironic? Adică noi mai facem așa pentru efectul comedic pe video, știi? Dar oamenii le deschid... Eu picat cuțite. Păi da, mă, și mie nu-mi pică. Operation Wildfire. Vrei să o deschid și pe asta, mă? Că mai am bani de cheie, ce zici? E ultima cutie, gata, la revedere, pa. După cutia asta vreau să știi că o să fiu total dezamăgit că am deschis atâtea cutii, chiar dacă te-am bătut... Ah, da, e un gunoi. Pot să jur că am mai luat gunoiul ăsta sau era altă armă cu același skin de toată jena? Jambia? Nici nu știu ce e aia Jambia și imprint, arată la fel, dude. A, cât e ăsta, mă, frate? Ia stai. Sell on community market. Cât e ăsta pe community market? Ia. Imov sau ce? Nu știu, e 30 de cenți. A fost o idee foarte proastă pe care am avut-o. L-am bătut pe Vlad, tot am deschis cutii, mai multe decât voiam să deschid, am deschis 6 în loc de 5 și tot mi-am luat schemă.